ce telefon cumpărăm copilului? Cumpărăm copilului un telefon foarte scump? Mi-a venit ideea să fac acest video reparând telefonul lui Daniel, a treia oară. Salutare și bine ai revenit la un nou video cu Daniel și Dad Exploring. Eu sunt Masaro și astăzi vreau să vedem, să vorbim, așa cum ați văzut și în titlu, despre ce telefon îi cumpărăm copilului. Mi-a venit ideea să fac acest video reparând telefonul lui Daniel, a treia oară. Da, a treia oară. Prima dată i-am schimbat bateria pentru că nu mai ținea bateria. A doua oară a trebuit să-i schimb ecranul pentru că, bineînțeles, a căzut și s-a spart. Iar a treia oară de data aceasta a trebuit să-i schimb mufa de încărcare pentru că s-a rupt încărcătorul înăuntru și nu mai aveam ce să-i fac. Dar, înainte să începem, punem o altă întrebare. Au nevoie copiii din ziua de astăzi de telefon? Și dacă da, de la ce vârstă? Lăsați-mi și mie jos în comentarii. Dacă voi i-ați cumpărat copilului un telefon și de la ce vârstă i-ați cumpărat? Eu cred că cu cât mai devreme, cu atât mai bine. Pentru că ei oricum văd că noi folosim telefonul mobil zi de zi și este un obiect nelipsit din mâinile noastre. Automat că cei mici, comportându-se ca și niște maimuțele, maimuțici, nu știu exact, ne imită și ne iau telefonul nostru în primul rând, se uită la desene sau noi îi oferim telefonul să se uite la niște desene animate, să mai scăpăm 5 minute de el, de la vârste fragede. Important este nu neapărat că ei stau pe telefon, important este să le explicăm copiilor cât timp au voie și să stea pe telefon. Și ce anume să facă cu acel telefon. Important este să-i ghidăm, să caute informații cu ajutorul telefonului. Ați văzut că și acum în perioada aceasta a pandemiei s-au făcut campanii pentru donare de telefoane sau de tablete copiilor nevoiași pentru a putea face școala de acasă. Deci telefonul a ajuns, după părerea mea, telefonul a ajuns un obiect de care nu ne putem lipsi, nici noi cei mari, dar nici ei cei mici. Daniel are 10 ani și, într-adevăr, are nevoie de telefon pentru că aici, unde noi locuim, în Anglia, în perioada cât au făcut școala de acasă, i-a fost mai ușor să comunice cu prietenii, în primul rând, și
În al doilea rând, să comunicăm noi cu părinți, ca și părinți, cu copiii. Și nu neapărat că erau ei plecați de acasă, eram noi plecați de acasă și trebuia să știm dacă au mâncat, dacă s-au culcat, dacă și-au făcut temele, ce telefon cumpărăm copilului. Cumpărăm copilului un telefon foarte scump sau un telefon ieftin sau un telefon potrivit cu care să-și facă treaba. Eu am ales să las moștenire telefoanele copiilor și telefoanele noastre, le-am lăsat moștenire copiilor și telefoanele copiilor, adică telefonul lui Ingrid a rămas moștenire la Ilinca, telefonul lui Ilinca a rămas moștenire la Ion și tot așa. Și de ce nu cumpărăm noi telefoane scumpe copiilor? În primul rând, eu cred că atâta timp cât ei nu plătesc acel telefon, nu știu să aprecieze un telefon scump. Eu în același timp cred că poți să faci același lucru cu un telefon scump pe care poți să le faci și cu un telefon ieftin, adică convorbiri, WhatsApp, YouTube, două jocuri, Minecraft sau mai știu eu ce se mai joacă copiii, nu au nevoie sincer de un telefon scump. Da, telefonul scump, dacă îți permiți, îți arată, vrei să-ți arate valoarea cumva sau vrei să arăți că tu ești mai bogat decât alții, dar câți dintre voi folosiți un telefon scump sau câți copii folosesc un telefon scump la adevărata lui valoare? Adică să facă proiecte, să câștige bani pe el, să lucreze un proiect în Microsoft, să lucreze un proiect în Excel și să-l trimită mai departe sau să nu fac chestia asta. Și odată ce copiii au telefoane scumpe la ei, la locul de joacă, pe afară, la școală, mie mi se pare că sunt o țintă, nu numai a celor care vor să-i fure telefonul, dar sunt o țintă și celor care vor să profite de pe urma lui. Pentru că automat, având un telefon scump, copiii vor ști că el are bani la el, vor ști că el este un copil cu bani care își permite. Și automat că îi se vor cere bani la școală sau îi se vor cere diferite lucruri. Și de ce să expunem copilul unor lucruri neplăcute ce îi se pot întâmpla doar pentru că vrea un telefon scump? Într-adevăr, poate nu să se poată juca cele ultime scoase pe piață jocuri cu un telefon mai vechiuț, însă nu acesta este scopul unui telefon, să nu uităm. Dar fiecare decide pentru el și pentru copilul lui. Automat că un telefon scump aduce cu sine și o întreținere mai scumpă, pentru că una este să schimbi un ecran la un telefon iPhone 6, spun iPhone 6 pentru că iPhone avem noi, și alta este să schimbi un ecran la un telefon la un iPhone 10, 11, 12. Automat că nu mai este 50 de lei. Ecranul se sparge cel mai repede, mufa de încărcare, eu știu ce se mai poate întâmpla la ele. De banii pe care ai schimba un ecran la un telefon mai scump, păi cumperi un telefon mult mai ieftin. Da, deci, ca și concluzie, copiii au nevoie de telefoane, dar nu telefoane scumpe, după părerea mea. Copiii au nevoie de telefoane pentru că învață să folosească tehnologia, au nevoie de telefoane pentru că acesta este viitorul, au nevoie de telefoane să le folosească pentru proiectele de la școală, să facă niște căutări pe Google sau eu știu de ce nu pe YouTube să caute informații. Eu consider, folosind și telefonul pentru a filma clipurile de pe YouTube, editând cu telefonul, eu consider că un iPhone 6, un iPhone 7 sau un Samsung echivalent sau orice alt telefon Android echivalent este necesar unui copil pentru a comunica cu prietenii, pentru a juca diferite jocuri în rețea cu prietenii și pentru a putea noi să comunicăm cu ei. Eu am terminat să îi repar lui Daniel telefonul, este gata, funcționează, se și încarcă și ce să spun, lăsați mai jos în comentarii părerea voastră, ce credeți voi, dacă un copil are nevoie de telefon sau nu? Și ce fel de telefon
ar trebui să-i cumpărăm unui copil. Haideți să facem așa, o listuță jos în comentarii, poate ne inspirăm unii de la alții, de ce nu? Până la urmă, acesta este scopul acestui video, să învățăm și să învățăm fiecare de la fiecare. Așa că aveți grijă de telefoanele voastre, nu le spargeți, nu rupeți mufa înăuntru. Nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut acest video și până data viitoare vă spun la revedere, pa, pa!